Bună ziua! Astăzi primul mesaj al meu va fi către copii cu ocazia zilei din 1 iunie, Zilei Internaționale a Protecției și Bunăstării Copilului, și această zi se marchează și în Republica Moldova. Ce înseamnă această zi? Este ziua copilăriei, este ziua atunci când vorbim despre copii, atunci când încercăm să-i facem pe copii și mai fericiți în această zi. Este ziua când părinții, adulții, orice persoană care are în creștere un copil și educație, orice persoană din societate se gândește la copii, cum să facem o societate prietenoasă copiilor, o societate în care orice copil să se simte iubit, și noi adulții trebuie să le arătăm dragostea, afecțiunea noastră, ca copilul să crească acel cetățean al țării noastre care va fi încrezut în colegii săi, în adulți și în țara sa, unde poate să-l găsească rostul și o viață decentă. La fel vreau să felicit copiii cu sosirea vacanței mari, cu toate că procesul educațional a fost un pic altfel, dar este vacanța mare, și să nu uităm de acest drept important a copilului, dreptul la recreiere, și totodată să rog copiii să fie atenți în timpul vacanței ca să întoarcă în septembrie sănătoși, fără a fi suportat careva traume periculoase vieții, și în ultimul rând să le dorim absolvenților o cale frumoasă în viața adultă, și cu siguranță alegerea care o face în viitor să fie alegerea sa și să-și realizeze cele speranțe și cele dorințe pe care și le-a pus pentru a avea viața de adult. Astăzi subiectul este la fel foarte important, deoarece vorbim despre dreptul copilului la participare în procesul electoral. Vorbim despre participarea copilului la viața politică și socială din țara noastră, și acest subiect revine în atenția mea ca și avocată poporului pentru drepturile copilului și în spațiu public de fiecare dată când avem scrutinii electorale, indiferent de că sunt la nivel local, că sunt la nivel național, că vorbim despre scrutinii în alegerea primarului, a președintelui țării sau alegerea deputaților, și nu numai în timpul scrutinului electorale, dar și în alte activități pe care le desfășoară partidele politice și atrag în activitățile sale copiii. Și mesajele mele în această perioadă, în cadrul monitorizării implicării copiilor, activității copiilor și însăși copiilor și imaginii copiilor în activitățile politice ale concurențelor a partidelor politice, totdeauna sunt cu atenționarea către acei concurenți electorali de a le respecta dreptul copiilor la viața personală, la protecția datelor caracter personal, la acordul copiilor de a participa la activitățile publice, și totodată atrag atenția despre responsabilitatea actorilor politici de a nu implica copiii. Cu regret, situația este cu totul alta decât noi ne-am dorit noi, acei care ne ocupăm de protecția dreptului copilului și alți cetățeni responsabili. Copiii sunt folosiți pentru a obține dividende politice, pentru a sensibiliza populația, votanților, sunt priviți ca niște persoane pasive, și toate aceste circunstanțe m-a dus la gândul să monitorizez un scrutin electoral, să vedem de fapt care este situația. Și acest scrutin a fost scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020, ambele scrutine, ambele tururi. Am monitorizat folosirea imaginii copiilor de către concurenții electorali în cadrul acestui scrutin. Am depășit doar simpla monitorizare. Am elaborat un raport tematic
în care venim cu o analiză a standardelor internaționale, venim cu analiza legislației naționale, venim cu analiza statelor. Colegilor mei, ombudsmani europeni care fac parte din rețeaua europeană ENOC, și nu în ultimul rând venim cu concluzii și recomandări, cu rezultatele monitorizării și cu un sondaj. În calitatea mea de ombudsman a copilului, părerea copilului este foarte importantă și acest sondaj pe care l-am efectuat, evident, ca și rezultat, a fost a obține opinia copilului ce înseamnă pentru el un proces electoral. Și dacă el vrea să fie acel cetățean, acea persoană activă pentru a participa la viața politică și socială. Cu regret constatăm că numărul copiilor a fost puțin, a fost mic, ceea ce ne demonstrează că copiii nu sunt pregătiți să discute pe acest subiect și nu sunt interesați de acest subiect, dar avem copii care au participat, aproape 500 de copii, și pentru noi e important și opinia oricărui copil, de ce vom prezenta și un sondaj, rezultatele acestui sondaj. Precizez că raportul tematic privind participarea copiilor în procese electorale sau cum poartă denumirea acest raport, imaginea copiilor, îl găsiți pe pagina oficială a Oficiul Avocatului Poporului, dar mai vin cu precizare că în cadrul monitorizării procesului, scrutinului electoral din 1 noiembrie 20, avem și poze, avem dovada privind atragerea copiilor ca și pe post de publicitate, participarea copiilor la întâlnirea concurenților electorale, dar nu vom face publice aceste poze, deoarece suntem în pragul unui nou scrutin și pentru a nu fi bănuiți de partizanat politic, am retras aceste poze, aceste dovezi care vor fi plasate ulterior scrutinului electoral privire la legea Parlamentului parlamentar. La fel, în tabelul pe care o să prezentăm rezultatele monitorizării, nu veți găsi numele acelui concurent electoral care a participat ca și concurent în scrutinul prezidențial și a folosit copilul în diferite activități ale sale. După cum vă ziceam, am fost monitorizat permanent respectarea dreptului copilului la participare, protecția copilului împotriva abuzurilor din partea concurenților electorali. Și acest raport reprezintă în principiu sub două aspecte este analizat. Este analizat respectarea dreptului copilului ca titular de drepturi și autoritățile statului, concurenții electorali ca purtători de obligații pentru protecția dreptului copilului la participare. După cum am vorbit, am făcut această monitorizare scrutinului din 1 noiembrie 2020 și am monitorizat site-urile concurenților electorali, am monitorizat apariția în spațiu public, în media, spațiu media, a informații privind la participarea copiilor și iată, acest tabel ne reprezintă rezultatul scrutinului. Am vorbit despre utilizarea imaginii copilului, am vorbit despre utilizarea imaginii minorilor pe pliante, pe materiale promoționale și participarea copiilor la întâlniri. Este important că aceste poze cu copiii au fost însăși de concurenții electorali difuzați. Nu se limitau doar la pozele care le aveau, dar făceau concurenții le diseminau ca
ca rezultatul acelor întâlniri și foarte des am găsit și copiii cu fețele deschise, cu imagini nebroiate, care foarte ușor puteai să identifici copilul. Total avem și un alt criteriu în cadrul monitorizării, a fost utilizarea forței de muncă și unul din concurenții electorali au utilizat forța de muncă a copilului în difuzarea pliantelor, materialelor electorale. Aici, în continuare, vom veni cu precizări ce înseamnă atragerea copiilor și în această activitate. Și, cum reamintesc, mai detaliat puteți lua cunoștință în raport și pozele. Cele dovezi vor putea fi văzute după finisarea scrutinului electoral parlamentar din 11 iulie, corect. Acest raport conține analiza standardelor internaționale și cel mai important standard internațional, evident, este Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, deoarece Convenția ratificată de Republica Moldova devine obligatorie spre executare și noi, ca și autorități publice, suntem obligați să le respectăm și să creăm acele condiții pentru aplicarea standardelor în privința copiilor. Și la subiectul nostru ce ține de participarea copiilor în scrutinii electorale și alte activități a partidelor politice, avem patru articole. Ceea ce ține de articolul 12 și este dreptul copilului de a-și exprima liber opinia și de a se lua în considerare opinia, nu este destul ca copilul să-și expună opinia, este vorba de dreptul copilului de a-și spune în toate chestiunile care îl vizează. Și noi, adulții, suntem obligați să le creăm aceste condiții pentru a obține opinia copilului, binevol, liber exprimată și se ține în cont de ea la luarea deciziilor ce îl vizează pe copil. Vorbim de un alt articol foarte important al Convenției ce ține de libertatea exprimare, care include în sine și libertatea de a căuta, de a primi informații și orice informație de orice altă natură ce îl interesează pe copil. La fel, articolul 14 din Convenția 1 pentru dreptul copilului consacră dreptul copilului la libertate de gândire, conștiință și religie. Și articolul 15, dreptul copilului la asociere. Aceste standarde sunt stipulate în Convenția ONU pentru drepturile copilului, dar totuși Convenția vine și cu explicații prin comentariile sale ce înseamnă aceste drepturi conținute în articolele din Convenție pe care le-am numit și ele sunt foarte importante. Comentariile și sunt obligatorii pentru stat de a le aplica, cu toate că ele au și un. Sunt foarte importante că vin și explicații pentru purtătorii de obligații cum trebuie să fie aplicate acțiunile statului în respectarea drepturilor copiilor de participare. Vorbim de comentariul 12, unde. Comentariul 12 ne vorbește, ne explică autorităților statului ce înseamnă dreptul copilului de a fi auzit și, cum vă spuneam, participarea copilului la scrutin electoral trebuie să fie eficientă și semnificativă și să fie abordată mai cu seamă ca un produs decât un eveniment individual. Ceea ce înseamnă că copilul nu trebuie să ai nevoie de copil doar atunci când este scrutinul electoral. Copilul trebuie pregătit pe toată perioada sa de adolescență și participarea copilului trebuie să fie transparentă și informativă, să aducă informații. Copilul trebuie să fie instruit ce înseamnă un scrutin, ce înseamnă un partid politic, trebuie să fie prietenoasă, trebuie să fie inclusivă, să nu excludem niciun copil de la dorința sa de a participa la viața socială și politică a societății și la fel vorbim despre siguranță și responsabilitatea adulților la luarea de opinii copilului. La fel, ca și concluzie la acest comentariu, am adus în atenția dumneavoastră articolul 3 care ne vorbește despre primatul interesului superior al copilului, deci în toate acțiunile se ținem cont
că interesul copilului este prioritar în acțiunile pe care noi le întreprindem. Un alt comentariu la Convenția ONU pentru Drepturile Copilului a comitetului respectiv este vorba despre adolescență, exact vârsta în care copilul trebuie să fie pregătit, se începe pregătirea copilului pentru a deveni adult, ca o persoană participantă la treburile publice, deoarece este viitorul copilului. Și aici noi vorbim despre crearea condițiilor necesare pentru participare la procesele decisionale și, din nou, vorbim că nu trebuie să fie doar antrenarea arbitrară a copiilor. Comitetul atrage atenție exact despre ce vorbeam, despre mijloace de implicare politică și civilă, trebuie să fie niște mijloace foarte prietenoase și eficiente pentru participarea copilului și la fel Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului atrage atenția că copiii se pot angaja în procese politice pentru a-și spori sentimentul de utilitate socială. Prin urmare, acest sprijin trebuie să vină pe parcursul adolescenței copilului. Deci, de ce am citat aceste standarde? Exact pentru a ne da seama că protecția drepturilor copilului împotriva utilizării copilului abuziv în activitățile politice, atât de actorii politici în cadrul scrutinilor, cât și în alte activități, sunt bazate pe aceste standarde internaționale și ca concluzie venim cu concretizări ce permit standardele și ce interzit. Aici vorbim despre permit participarea activă a copiilor la dezbatere electorale, întâlniri cu alegătorii, dar el trebuie să fie pregătite și copiii trebuie să li se aducă informația, dar să nu fie atrași desfășurarea activităților politice, electorale. De asemenea, vorbim că se permite, standardele permit ca chiar și este obligația concurenților electorale, partidelor politice, vine cu programe electorale care să cuprindă informații corespunzătoare pe înțelesul copiilor și nu numai în ziua, în perioada preelectorală, dar este și perioada adolescenții de la vârsta copilului aflării în școală să fie pregătit cu informație pe înțelesul copilului și, nu în ultimul rând, aceste standarde recomandă statului ca legislația electorală să fie adaptată interesului copilului și să țină cont de maturitate, gradul de maturitate și să vină informația și legislația să fie adaptată pentru protecția drepturilor copilului, acea persoană ca purtător de drepturi. Interzice antrenarea copilului în munci forțate și în campaniile electorale. Aici vorbim despre utilizarea forței de muncă a copilului, adică a copilului pentru muncile care sunt contrar voinței. Capacitatea de exercițiu în relațiile de muncă, raportul de muncă apare la copil în vârsta de 14-15 ani, deci trebuie să fie cu acordul părinților și munca trebuie să fie decentă, trebuie să fie un contract de muncă. Cel mai important este că orice muncă, orice acțiune în care este implicat copilul trebuie să țină cont de demnitatea umană a copilului și să nu fie atentată demnitatea copilului. De aceea standardele interzice de a înțelege copiii ca niște subiecti pasivi și nu ca titulari de drepturi. Interzice utilizarea imaginii copilului în scop de sensibilizare și agitație politică fără un acord prealabil al unui părinte, reprezentant legal, și aici vreau să precizez că chiar dacă este acordul unui reprezentant legal, se ține cont de interesul superior al copilului, că nu totdeauna avem reprezentanți legali care acționează în interesul copilului. Și interzice orice atentare la imaginea publică și viața intimă a copilului, deoarece sunt și poze care ating acest drept a copilului și în multe acțiuni, practic, noi vedem imaginile copiilor
și în poziții nu prea decente. Deci, am analizat, cum vă spuneam, și prevederile naționale. Cu regret aici avem o insuficientă totală de cadru legal, de norme legale care ar proteja utilizarea copiilor, atât a imaginii cât și a implicării copiilor în activități politice. Am analizat legislația ce ține de, care este consacrată drepturilor copilului. Evident că este vorba în primul rând de Constituție, unde avem articole constituționale ce consacră dreptul la libera exprimare și la dreptul la informații. Este important păstrarea acelui principiu ca să nu atenteze la demnitatea copilului și copilul, cu toate că este normă generală, dar evident copilul nu este exclus din această protecție constituțională. Este legea privire la dreptul copilului. În legea privire la dreptul copilului este o normă directă în care indică copilul se interzice folosirea imaginii copilului în activități electorale și tot legea privire la dreptul copilului consacră o normă foarte importantă ce indică că toate drepturile care sunt incluse în legea privire la dreptul copilului, în cazul încălcării normelor respective, persoanele care au încălcat sunt atrase la răspundere. Cu regret, nici legislația administrativă, nici legislația penală nu consacră astfel de abateri care sunt prevăzute, această normă care ar putea fi atras la răspundere acea persoană care încalcă dreptul copilului. Este practic o normă care nu poate fi, cu toate că este normă imperativă, dar iată, ea nu poate fi aplicată. Legislația electorală, am analizat legislația electorală, aici la fel avem, practic nu avem nicăieri niciun act normativ în care ar scrie expres despre comportamentul partidelor politice, candidaților electorali, acei purtători de drepturi care sunt devin obligați de respecta dreptul copilului la participare la momentul înregistrării la comisia electorală. Vorbim despre comisia electorală ca și purtător de obligații și nici nu găsim niciun act normativ, nicio lege în care ar fi o normă referitor la atragerea copiilor în activitățile noastre, în activitățile concurenților electorali. Mai grav, nu avem nici în legislație activitate politică, noțiune, noi nu știm ce înseamnă activitate politică și cum putem atrage copiii, care sunt acțiunile care putem să le, activitățile în care noi putem să implicăm copiii. Evident, să nu uităm de cele standarde internaționale care ne spune clar care sunt ele, dar în legislația electorală, cu regret, lipsește și lacuna aceasta trebuie de soluționat la nivel legislativ și nu numai vorbesc și de cele instrucțiuni la nivel de executare a legii. Deci, legislația privind media și legislația ce ține de publicitate, aici găsim norme expres unde se indică despre participarea minorilor, dar este o normă generală în care vorbim despre folosirea imaginii copiilor, redarea subiectelor privind copiii cu păstrarea să nu fie posibil de identificat copilul, dar vorbim, cum vă zic, este o normă generală. Referitor la publicitate, ne indică despre faptul că publicitatea nu trebuie să fie cutentă, se interzice publicitatea cutentă electorală și face trimitere la codul electoral care nu avem din nicio normă, cum am mai zis. Codurile deontologice, doar codul
jurnalistului, găsim câteva norme, la fel norma generală ce ține de participarea minorului, referitor la participarea copilului, dreptul copilului la întruniri, avem prevederi în legea privire la dreptul copilului și avem prevederi la legea privire la întruniri, unde copilul are dreptul de a participa la întruniri care sunt pașnice, organizate de actori politici, de partide politice, dar nu ca și activitate politică și cu consimțământul adulților. Deci, dreptul la asociere este consacrat în legislația cu privire la dreptul la legea privire la organizațiile obștești. În legea privire la dreptul copilului găsim un drept a copilului de a participa în organizații publice. Această noțiune, în afară de legea privire de dreptul copilului, nu o găsim. În legea privire la organizații găsim organizații necomerciale, dar nici de cum organizații publice, cum este termenul în legislația cu privire la dreptul copilului. Ca și concluzie, deci nu avem legislația națională, nu este raliată la standardele internaționale și eu consider că este destul de important, nu prevede sancționarea concurenților electorali pentru încălcarea drepturilor copilului. În raport este consacrat un capitol privind activitatea mea ca și avocată a poporului, ce am făcut pentru a ca drepturile copilului să fie respectate și în rezultatul analizei legislației, aceea care este legislație și este normele absente, am făcut câteva propuneri și până la în anul 2000 și până în anul 2001 am câteva propuneri de modificare a legislației care cu regret n-au fost modificate legislația relevantă. După acest raport urmează să generalizăm acele concluzii și recomandări care la final și vom veni în continuare cu propuneri legislative ce ține deralierea legislației naționale la standardele internaționale. Și cum vă ziceam, pentru noi a fost foarte importantă opinia copilului și voi trece la acel sondaj pentru care a fost elaborat lansat pentru a obține opinia copilului. Alături de mine este Ana Cereteu, așa este și autoarea acestui studiu, acestui raport, este fosta stagiară a Direcției Drepturilor Copilului, a Oficiului Avocatul Poporului și iată în cadrul stagierii am elaborat acest raport cu Ana și Ana va prezenta rezultatele acestui sondaj. La fel, în sală este prezent colegul nostru Cătălin Moroi, care este consultant angajatul Direcției Promovare Drepturilor Omului, care a organizat monitorizarea scrutinului prezidențial de la 1 iunie și cu explicații destul de detaliate vine în raport pe care puteți să le vedeți dacă sunteți interesant. Deci am să-i ofer cuvântul Anei Cereteu, actuala Verdeș, să prezinte acest rezultat a sondajului privind opinia copilului. Vă mulțumesc, distinsă doamnă ombudsman, onorată asistență. Intenționăm să prezentăm în fața dumneavoastră și rezultatele chestionarului care a fost elaborat la inițiativa Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului în contextul raportului tematic la care ne referim. Acesta a avut drept obiectiv principal să stabilească în mod general care sunt
persoanele, care este mediul și care sunt contextele în care copiii sunt antrenați în procese decizionale, precum și sub aspect special să stabilească cercul persoanelor, mediul și contextele în care copiii se simt implicați activ în cadrul proceselor electorale. Ori aceste procese electorale sunt parte integrantă a termenului general de proces decizional. Prin formularea întrebărilor, acest formular nu a avut nici de cum obiectivul să evalueze care sunt cunoștințele copiilor în domeniul electoral, ci mai degrabă să realizeze o imagine de ansamblu asupra care este asupra faptului care este opinia copilului și care urmează a fi acțiunile ulterioare de trasat în acest domeniu în ceea ce privește titularii de obligații. Perioada de chestionare a fost între 11 și 26 martie, însă având în vedere faptul că a existat o reticență de a participa din start, a fost necesară implicarea specialiștilor care lucrează și care sunt implicați în munca cu copiii, cum ar fi profesori, psihologi. În rezultat, au participat 407 copii. Această reticență inițială ne vorbește despre, despre faptul că copiii fie nu sunt interesați de acest domeniu, fie nu au avut parte de careva informații minime în ceea ce privește un proces electoral și care ar fi drepturile pe care aceștia le au în contextele lor. Chestionarul a inclus 10 întrebări, care primele două au fost generale și privind sub aspect generic ce este un proces decizional. Următoarele întrebări au vizat nemijlocit procesele electorale și cunoștințele minime a copiilor asupra care sunt drepturile lor. Astfel, în calitate de principale concluzii, putem enumera faptul că copiii, prin modul de a răspunde la acest formular, au confundat exercitarea dreptului la vot cu participarea activă. Ori, aici, copiii cumva au confundat exercitarea dreptului la vot prin acele, prin acea vârstă minimă prevăzută de legislație de la care poate fi acest drept exercitat cu participarea activă în pofida acelor libertăți și drepturi de asociere și participare prevăzute de standardele internaționale. Cu alte cuvinte, copiii au considerat că nu este necesar să se implice în careva măsură atâta timp cât nu au încă 18 ani. Fapt care iarăși denotă lipsa informării copiilor, care este diferența dintre aceste două segmente, fie această informație a fost livrată în mod necorespunzător sau parțial. Așa cum spuneam, chestionarul a vizat stabilirea cercului a persoanelor, a contextului și a modului în care copiii sunt antrenați în aceste procese decizionale, în special procesele electorale. În mare parte, copiii cunosc despre un proces electoral de la școală, de acasă sau din surse media și de aici vor veni și concluziile raportului asupra care este necesitatea de a livra prin intermediul surselor media informații accesibile, depline și veridice. În continuare, la capitolul concluzii, putem afirma despre faptul că dacă copiii au auzit despre procese electorale tangențial din surse media sau de la părinți de la școală, atunci despre care sunt drepturile pe care aceștia le au în contextul lor, mai puțin.
Însă, totuși, atunci când copiii au fost puși în fața de a enumera care sunt drepturile cunoscute, copiii se referă la dreptul la opinie, la libera exprimare, precum și dreptul de a avea acces la informație validă, reală și deplină, așa cum spuneam, și cu atenție sporită, fiind înserată activitatea surselor media. Copiii, în ceea ce privește întâlnirile cu alegătorii, aceștia participă de cele mai multe ori, fie însoțiți cu părinții, fie la inițiativa unui profesor, și aici iarăși vorbește despre capacitatea acestor actori antrenați de a atrage copiii nu arbitrar și mai degrabă de a avea o atragere voluntară a copiilor în aceste activități. Și așa cum chestionarul a inclus și o întrebare despre în ce măsură copiii au fost antrenați în munci pe parcursul proceselor electorale, cum ar fi distribuirea ziarelor, a broșurilor, copiii afirmă că în mare parte nu au fost atrași arbitrar, însă există și răspunsuri contradictorii, așa cum rezultatele chestionarului vor fi prezentate în raport, acestea pot fi observate. Și la ultima întrebare, copiii au fost puși în fața de ceea ce își doresc pe viitor în raport cu procesele decizionale, în special cu procesele electorale. Aici copiii au oferit răspunsuri destul de argumentate, în măsura în care dețineau careva informații pe acest segment. Copiii își doresc ca legislația să fie perfectată conform standardelor internaționale și ca în acest proces să fie luată în calcul experiența statelor care au un nivel de democrație înalt, așa cum s-au exprimat copiii. Copiii observă și își doresc ca fiecare candidat să fie pregătit și să poată ține o discuție interesantă, iar sub aspectul interesant, probabil copiii se referă la acea accesibilitate a informației pentru ei, conform gradului lor de maturitate. Copiii își doresc să aibă acces la surse valide de informare care nu vor fi cointeresate sau parțiale în alegerea unui candidat și care vor livra informația într-un mod cât de cât în mare măsură echidistant și cât de cât fără manipulații. Și totodată, în măsura în care nu dețin careva informații, își doresc ca să fie pe viitor antrenați în activități de informare cu un conținut accesibil lor. În mare parte, acestea au fost concluziile chestionarului și doamna ombudsman. Da, mersi mult, Ana. Într-adevăr, copiii ne-au demonstrat din nou, cu toate că nu cunosc, n-au fost informați și aceasta este lipsa de responsabilitate a noastră, a adulților, fie că suntem profesori, fie că suntem cadre didactice, fie că suntem concurenți electorali sau partide politice, trebuie să fim alături de copii pentru a pregăti copilul pentru acel drept de vot, deci realiza dreptul de vot corect pe care fiecare din concurentul electoral își îl dorește, dar trebuie să aibă și un cetățean pregătit. Deci, ca și concluzie, noi venim cu câteva recomandări. Evident că vorbim despre dreptul copilului la participare, dar nu ca să fie restricționat. Venim cu propuneri pentru deținători de obligații respecte dreptul copilului și legislația în vigoare să prevadă clar pentru ce sancționarea celor care încalcă drepturile copilului. Recomandările noastre sunt de genul legislativ, să fie raliată legislația națională la standarde internaționale, să vorbim despre noțiuni de activitate politică și propagandă politică pentru a înțelege foarte bine unde este acea limită de încălcare și atragere activităților. Vorbim despre
Mă scuzați, este foarte sensibil. Vorbim și despre completarea codului la educație, pentru că codul la educație prevede o normă foarte generală ce ține de implicarea copiilor în propagandă, se interzice implicarea copiilor în propagandă, dar la fel electoral, dar la fel nu avem această noțiune ce înseamnă propagandă electorală, și codul de educație nu prevede norme, pot să participe, au acces concurenții electoral în aceste sedi a instituțiilor de educație pentru a face agitație electorală. De asemenea, codul electoral trebuie să prevadă foarte clar protecția dreptului copilului atât timp cât se află în instituțiile procesului de educație și totodată să fie asigurată participarea copiilor. Fiind la final de ceea ce am vrut noi foarte pe scurt să prezentăm din acest raport tematic considerat destul de important, pentru că suntem permanent zguduiți la momentele atunci când apar scrutinile electorale și vrem să avem copii implicați, copii bine pregătiți, dar nu copii folosiți doar pentru dividende politice. Și ca cetățean de 18 ani în exercitarea dreptului de vot să fie pregătit în alegerea sa. Și vreau să întreb colegul meu, Cătălin, dacă avem ceva întrebări parvenite de la jurnaliști. Nu avem. Deci, fiind de la final de această prezentare a raportului, reamintesc că raportul puteți vedea integral pe pagina web a Oficiului Avocatului Poporului, cu excepția la datele, reiterez, ce ține de numele concurentului electoral și pozele ca material probant în urma monitorizării scrutinului prezidențial din noiembrie 2020, și fac apel către acei concurenți electorali care urmează să se includă în campanie electorală pentru scrutinul din 11 iulie. Deci, în imediat apropiere, să nu uităm că copiii sunt în vacanțe și ceea ce presupune că va fi o participare mai activă a copiilor, și acest apel se referă la concurenții electorale, în primul rând, ca să fie copilul tratat cu demnitate și imaginea copiilor să evite folosirea acesteia în contextul ca să lezeze direct viața privată a copilului și demnitatea. Furnizorii de mass media, în apel, la fel sunt vizați, ca mesajele pe care le și în spațiu public când apar astfel de mesaje să fie respectată legislația ce ține de media și codul deontologic și să respecte drepturile copilului în difuzarea materialului care are imagine, conține imaginea copilului. La fel fac apel către părinți și alte persoane adulte și profesori sau alte persoane antrenate în creșterea și educarea copilului, ca informarea să fie corectă despre procesul electoral și să fie responsabil atunci când implică copilul, fie chiar și participarea copilului alături de adulți la întâlnirile cu alegătorii. Și în ultimul timp, și în ultimul rând, un apel către copii să participe activ în pregătirea sa pentru viața politică și socială, pentru viața de adult, și trebuie să cunoască că ei sunt acei purtători de drepturi și să implice și să ceară asigurarea respectării dreptului copilului de la adulții responsabili pentru o informare corectă și să-și ceară respectarea drepturilor la participare și la expunerea opinii și, în ultimul rând, la demnitatea umană. Eu vă mulțumesc pentru participare la această conferință și încă o dată mulți ani și sănătate copiilor noștri, care, cum ziceam, să le creăm acea societate prietenoasă unde copiii vreau să trăiască și să trăiască la noi acasă.